Mamă, dar ce mișto e. Oricum e superb, superb, superb. Urmăriți-l pe rețele sociale, pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, dar nu-l urmăriți în realitate. Pentru care nu vă aduceți aminte de la ore latine, Silva, Silve, pădure, păduri, adică țara pădurilor. Am ajuns în zona asta, nu am ajuns să refac asfaltul. Și aici trebuie să aveți mare, mare, mare grijă. Noi ne-am oprit din tăiat pădurile ilegal prin anii 2000, așa că s-a repopulat destul de tare cu păduri la noi în zonă. Și salutare internet și bine v-am regăsit cu bine, Alex pe motor pe aici. Avem o duminică minunată de primăvară, aș spune chiar aproape vară, la cât e de cald și la cât de cald au fost zilele astea și cât de cald va fi astăzi. Dar avem o duminică minunată, asta e tot ce contează, mulțumim Volkswagen că ne scoți din casă în fiecare an din ce în ce mai repede. Salutare colegii! Eu v-am luat astăzi pe voi și pe Costin, pe motorul din spatele meu, la o tură care sperăm noi că va fi foarte faină. Vă zic exact ce se întâmplă. Am văzut zilele trecute un post pe Facebook de la ceva post de radio local care anunță că s-a deschis un drum nou, adică era deschis, a finalizat refacerea lui, reasfaltarea lui completă și mi s-a părut mie din pozele postate acolo pe Facebook că arată foarte fain de o tură de motor. Și așa, Costin, în dimineața asta ne-am hotărât să ne suim pe motoare și să dăm bice, să vedem exact despre ce e vorba. Wow, wow, wow! Lițează, e poliție în față de aici, vedeam cu lița un cap celălalt de drum, e bun, ne retragem, mergem cu miciori, de un treaptă mare să nici nu facem gălăcie. Așa! Și cu Costin am hotărât este dimineața, hai să mergem să vedem despre ce e vorba pe drumul ăsta recent reamenajat, reasfaltat și refăcut. Drumul, ei au zis, în post de drumul Bistriței, eu n-am mai auzit de el până acum și nu are absolut nicio legătură cu orașul Bistrița sau comuna Bistrița sau comuna sau județul Bistrița, sau neața colegă, dar drumul ăsta nou de care vă zic eu sau recent reamenajat, refăcut, este între Bunțida, de Bunțida mai mult ca sigur că ați auzit, e comuna, satul unde are loc festivalul electric, chiar să l-am mai discutat și noi de el prin alte clipuri, cred că am mai și fost pe acolo. Și de acolo se părăsește spre stânga, în direcția Sălajului, spre satul Borșa, nu Borșa Maramureș, nu Borșa cu tăietorii de lemne, Borșa județului Cluj, în 50 la oră, exact ce vorbeam, de Bistrița, oprit, BMW, Dumnezeu, asta este, apă 14, bătaie 9, sper că avem mai mult noroc astăzi decât ea. Așa, și de la Bunțida facem stânga spre Borșa și dinspre Borșa mergem spre Așchileu. Așchileu e undeva la granița între Cluj și Zalău, nu mai știu exact pe care parte. Ăsta, dar practic ăla e drumul nou făcut. Și de acolo din Așchileu să vedem exact ce opțiune avem să ne întoarcem în Cluj-Napoca, dacă nu mă înșel și nu m-am uitat greșit pe Google Maps, de acolo o să putem să mergem încă un pic în Zalău, spre Zimbor și după aia de la Zimbor să ne întoarcem spre Topa Mică și înapoi Cluj-Napoca. Deci cam ăsta ar fi planul pe astăzi. Noi suntem aici prin partea asta cu Jucu, am trecut de Apachida. Mereu încet, nu știu dacă sunt ceva poliții sau nu. Oricum, n-are cine să ne grăbească, avem timp, e duminică dimineață, avem 19 grade deja la ora asta, 11 fără 5 minute, deci ar trebui să fie extraordinar de faină plimbarea și sper că drumul pe care vrem să-l vizităm astăzi, să-l vedem astăzi, să vedem cât de bun e de motocicliști, cât de potrivit este pentru motocicliști, să fie măsura pozelor pe care ei l-au postat pe Facebook. Că din poze v-am zis, arată foarte, foarte mișto. Un pic și ajungem în Bistrița, nu în Bistrița. Noi mai avem un pic și ajungem în Bunțida, așa. Cred mai avem 14 km până la destinația finală, care este Borșa. Deci undeva mai repede de 14 km o să ajungem la Bunțida și o să facem stânga. Și acum mă bucur că sunteți cu mine. Dacă nu sunteți abonați și ați ajuns până aici, să vă rog să luați în considerare și abonare, dar o să vă aduc aminte la sfârșitul clipului. Important este să rămâneți, dacă, mai ales dacă sunteți motociclist, să vedem împreună dacă avem un traseu fain de făcut cu motorul pe aici, pe lângă Cluj. Care ar trebui să fie foarte lung.
după calculele mele ar trebui să aibă în jur de 100-100 și ceva de kilometri dacă facem tot traseul de la Bonțida, Borșa, până la Șchileu, după aia mergem la Zimbor, întoarcem pe Topa Mera și înapoi, cum se cheamă, Baciu, așa, și Cluj-Napoca. Deci ar trebui să fie un traseu de 100 și ceva de kilometri și având în vedere că e pe partea asta, pe aici, paralel, printre dealurile astea, paralel cu Cluj-Napoca, oprilitor, s-ar putea nici să nu fie foarte aglomerat și ar trebui să fie destul de fain. Mai ales, repet, dacă e la fel de fain pe cât l-au făcut ei să arate în pozele alea ce le-au postat pe Facebook. Da, să vedem imediat, important, e acum că suntem, nu mai avem poliție, avem limite de 100 și hai să dăm apă, paie și bătaie până în Bunțida. Acum, în duminica asta, are loc maratonul Clujului. Acolo și Iulia participă, ar fi ideal dacă ne-am întoarce până termine ea, să o vedem la finish. Și mă gândesc că poate de astea așa puțină lume, în zile 650 de metri, de așa puține mașini pe drum, poate e multă lume la maraton, la alergat. În 450 de metri la stânga. Trebuie să avem pe aici ceva indicator cu Borșa, cu ce? Cu ferma se nu știu ce, în 300 de metri, deci nu cred că aici înseamnă... A, uite în fața, a, acolo, indicatorul cu Bultureni. Da, că noi în direcția asta să luăm. Drumul va trece prin Borșa, după aia merge spre Vultureni, l-am trecut într-un clip recent și de acolo nu o să ne întoarcem spre Cluj, noi o să mergem pe tot traseul complet până la Așchileu. Practic asta am înțeles că s-a renovat. De la Borșa, unde ajungem imediat în 10 km, până la Așchileu, care e dincolo de Vultureni. Așa, ca să vă faceți o idee, voi oricum ați văzut deja harta, v-am pus-o pe ecran când am povestit, deci voi știți mai bine decât mine pe unde mergem și unde ajungem astăzi. Cum am zis, ăla e trecutul vostru, voi deja ați văzut harta, dar e viitorul meu. Harta pentru mine acum se înregistrează. Bun, hai să mergem. 9,7 km până în Borșa, o să oprim în Borșa să punem pe navigație Așchileu. Sunt curios dacă o să știe navigația de la BMW de drumul ăla, dar o să vedem. Oricum, cert e că și fără navigația trebuie să ne descurcăm, că e foarte ușor, trebuie să ține tot înainte. Dar stau pe gânduri acum, vorbesc cam pentru că mă uit în jurul meu, ce sat frumos. E prima dată când vin pe aici, mi se pare boală. S-au mai venit odată, într-un clip trecut. Mamă, ce mă duc aminte, dar oricum îmi place foarte tare zona. Și priviți din nou ce mișto, eu înverzi cam tot în jurul nostru. A venit primăvara în Ardeal, a venit primăvara în Transilvania. Ceea ce vă urez și vouă să veniți în Transilvania, mai ales dacă sunteți pe două roscuri. Dați ce frumuseți de drum. Da, uitați ce am înverzit totuși. Ce minunat e, ce superb e tot traseul. Numai ca de obicei, fiind pe druguri de astea de țară, că ardelenii mei aici sunt foarte gospodari, o să vedeți și un pic de balegi, așa cum am uitat pe Google balegi plural de la balegă, o să vedeți și un pic de balegi, o să vedeți și un pic de nisip și pământ tras cum lucrează, vedeți parcele în stânga-dreapta și scot cu tractoare mizerabile, pentru că nu și le spală, scot tot pământul și nisipul în drum. Dar e cam singura chestie la care trebuie să aveți grijă aici, sau singurele chestii la care trebuie să aveți grijă pe aici. În rest, drumurile sunt superbe, traseele sunt superbe, domnul ăsta taie curba, vai, 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 vai. Și aici avem ceva, vezi că e baltă de ulei, dar nu, era numai bitum. Costini bine? Costini bine, da, s-a denivelat. Da, ce mișto. Bun, hai să mergem înainte spre Borșa. Borșa către un... Bun. Asta cred că e primul sat din drum. Care tocmai am intrat și deja vă semnul de ieșire. E un sat foarte scurt. E un cătun, ați putea spune. Hehe, de acolo și numele. Da. Și din Borșa Cătun noi mai avem 5 km până la Borșa, Borșa pe care căutăm astăzi. Borșa de unde începe noul asfaltat, nou aranjat drum. Mamă, dar ce mișto e. Oricum e
superb, superb, superb. Da, trebuie să zic astăzi, destinația nu e un loc anume unde vrem să ajungem, astăzi destinația e traseul pe care îl facem. A? A? Filozofus, așa e? Filozof. Am ajuns în Borșa, ăsta e satul Borșa de Cluj. Și foarte frumos, deci foarte, foarte frumos. Poate nu sunt cele mai șmechere case, dar toate sunt aranjate, destul de tradiționale, nu vezi case de alea de două case vechi bătrânești și a treia casă e vasilică care a fost și-a aruncat 10 ani în Anglia și a venit și-a făcut palat pe lângă casele vecinilor, nu, nu, și dacă e așa, vasilică și-a făcut palat pe interior, dar cu design cu bun gust în exterior, că nu văd niciun palat de la mare pe aici. Satul e foarte frumos, deși nu, nu cred că am mai fost pe aici. Mă vezi, da? Spesializează așa. Da, uitați ce frumos e. Bine, și ajută faptul că deja e inverzit și copacii sunt cât de cât înfloriți. Da, e super. Ce s-a frumos. Zice că trebuie să fac o stânga în 300 de metri, dar nu cred că trebuie să fac o stânga în 300 de metri. Așa că aici e biserica, hai să nu oprim chiar aici, că e duminică și slujbă. Și hai să mergem un pic mai în față, să nu deranjăm oamenii. Să trag pe dreapta și să pun următoarea destinație, că după aia nu o să trece nervii faptul că stăm unul să mă întorc. Uite aici o parcare. Deci nu cred că pe acolo, îmi zice pe acolo să fac dreapta, dar nu cred. Hai să mă bag aici și să schimb navigația. Dar o să opresc camera un pic, ca să nu trebuiască să-mi cenzurez codul PIN. Bun. Am pus pe navigație următoarea oprire, care este la Chișinău, 16 km de aici înainte. Deci, practic, acum suntem pe noul drum, nou renovat drum, care leagă Borșa și Chișinău. Hai să vedem dacă e chiar așa fain ca în poze, dar văzând prima parte a drumului până aici, eu zic că da, o să fie superb și o să fie perfect. Perfect pentru o tură de motor de duminică pe aici prin sau de orice zi, sau când aveți voi timp. La mine din ce în ce mai greu să-mi găsesc timp pentru ture în afara zilelor de duminică și de aia zic așa, dar pentru voi în funcție de cum aveți timp va fi probabil perfect pentru orice tură de, adică pentru o tură de orice zi a săptămânii. Dar ia, stai așa. Deci am părul mai lung, că n-am mai fost de mult la tuns. Și tot îmi rămân. Dacă nu mi-aranjez după ce îmi pun casca tot uit, așa îmi rămân vreo 3 fluioace și tot îmi fac așa în fața ochilor, între vizor și cap. Dar le-am aranjat. Bun. Uite, bicicluș, vedeți? E fain pentru orice. Să veniți aici cu orice. Veniți în alergare, faceți un ultramaraton. Dacă tot e duminica maratonului Cluj-Napoca, pot să vă dau sfatul și de asta, câți veniți pe aici, faceți un ultramaraton de asfalt din Cluj, Bonțida, Borșa, Vultureni, înapoi după aia spre Chinteni și Cluj-Napoca. Cred că scoateți din ultramaraton. Ultramaratonul e practic orice traseu de alergat care e mai lung decât un maraton, adică 42, nu știu câți kilometri, dar 43 de kilometri practic e ultramaraton. Da, da, cam ăsta e drumul din poze și e superb, și chiar e superb. Am ieșit din Borș acum și ne îndreptăm spre Vultureni și de la drumul chiar așa de fain în realitate. Pe cât eram pozele postate pe Facebook. Să vedem că avem o târă de ceva pe mijlocul drumului. Hai să traversăm aici și intrăm în satul Ciumăfaia. Sunt convins că ați mai auzit și voi de Ciumăfaia exact cum am auzit și eu, adică deloc.
de v-ai ascuns aici printre dealurile astea, de la ce e asta, nord de Cluj, da, 10 km de Vultureni, ce mușto-i. Și drumul, și traseul, și satul, și duminica asta, că nu e nici prea cald, nici prea frig. Cred că mi-ar fi fost mai cald dacă aveam aerisile închise, dar și cu aerisile deschise la echipament. Și minunat, tot merge perfect în dimineața asta. Dacă pe final găsim și o ciorbă de burtă să mâncăm undeva sau o hotdog ceva, să nu ajungem leșinați de foame, acasă o să fie o tură perfectă de duminică. Le-am făcut semn să mă depășească, să ne depășească, numai că vreau să văd Dodge-ul ăla aici prin rata. Și am ajuns în satul Vultureni. Satul ăsta e așa, cum să vă explic, expus cumva ca o cruce pe două drumuri perpendiculare, dacă nu mă înșel. Cred că vă uitați voi mai bine pe Maps acasă și vedeți. Pentru că recent l-am făcut pe axa cealaltă și acum îl facem pe axa asta cum ar veni. Că am mai trecut prin el acum vreo câteva săptămâni și cum ar veni am trecut pe axa aia la altă, știți cum ziceam? Hopa! Ce face ăsta aici? Prăștiu. Ce faci? Mergi sau stai? Ba, stă, ba, merge. Mi-am crezut că stă când să-l depășesc o luată la picior. Adică stătea sigur. Nu am crezut. Am crezut că va rămâne staționat. Și când am început să-l depășim, mi-am început să înainteze. Opa, băleguță. Multă băleguță. Și aici ajungem la sensul ăsta girator. Exact. Uu, ce fain zboară barza. Ha. Cum vă spuneam, tura trecută am venit pe partea aia, așa cum o să mergem așa, în sensul ăsta. Mulțumim, domnul Căluț. Nu vine nimica, nu vine nimica. Și continuăm spre Așchileu. Drumul ăsta l-am făcut ultima dată anul trecut, tot cu Costin, când am venit de la Salău, de la castrul medieval, de la Polorisiu. Câte berze zboară pe cer, nu știu când le vedeți voi pe cameră, că nu pot să ridic foarte tare capul, dar e plin de bine, bine. Exagerez, sunt 4 berze pe cer, dar sunt mișto. Chiar pe aici trebuie avut un pic de grijă, că e plin, plin, plin de balegă și ceva ulei, vedeți, pe drum. Tot drumul e pătat și n-am avut pe unde evita și acum și roțile mele o să fie pătate câțiva kilometri. Să am un pic de grijă, să avem în momentul de față un pic mai mare grijă până ni se curăță câțiva kilometri neurile. Tocmai am tras-o dreapta, aici suntem undeva pe lângă Așchileu, pe după Așchileu, să ne mai punem următoarea locație pe GPS, Hida, județul Sălaj. Și am zis cu Costin că facem și schimb de poziții, dar frate, e o tonă de balegă pe drum pe aici. Facem și un pic de schimb de poziții ca să-l filmez și pe el. Așa că, doamnelor și domnilor, dacă nu-l cunoașteți pe Costin până acum, îmi pare bine să vi-l prezint. Colegul meu de ture din ultimii 2 ani, din ultimele 2 sezoane, sezonul trecut și sezonul ăsta. Urmăriți-l pe rețele sociale, pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, dar nu-l urmăriți în realitate.
Bine ați venit în județul Sălaj, țara Silvaniei, adică pentru care nu vă aduceți aminte de la ore de la tine, Silva, Silve, pădure, păduri, adică țara pădurilor. Și da, într-adevăr, privind ce păduri frumoase de foioase avem în jurul nostru, mai ales acum că am verzit, mamă! Și drumul, în afară de faptul că a fost într-adevăr de la Vultureni încoa, a fost destul de jegos, jegos de baleci și pământ, petriș de astea, drumul e destul de bun. Bine, poate porțiunea asta nu, pe care am intrat acum, cred că am vorbit cu 5 secunde prea repede, dar drumul e destul de bun și traseul e super. Să vedem cine așteaptă aici. Nisipuți, găuri, op, așa. Așa, pe aici un pic grijă, mă duc aminte de când am făcut traseul ăsta, acum 2 ani plin de spărturi. Deci de la Șchileu Mic, că din ăla am ieșit ultimul în partea asta spre Hida, e cam bombardat drumul. Și eu cu ochelari de soare nu prea văd mare lucru pe la umbră, trebuie să am mare grijă. Da, mi-aduc aminte pădurea asta, deci la asta nu a ajuns, în zona asta nu a ajuns să refac asfaltul. Și aici trebuie să aveți mare grijă, că e destul de găurit asfaltul. Plin de găuri mari, ai problema, plin de găuri mari, nu că e găurit. Și dacă Doamne frește, vii cu viteză și ei o roată. Una de asta nu vă văd bine. Oameni la grătare, pajuștele verzi, pădurile verzi. Aici în stânga jos, noi suntem pe vârf de deal acum. Și aici în stânga jos e un sătuc foarte fain. Să văd dacă o să am loc un pic să opresc undeva, să vi-l arăt și vouă. Gen loc în sensul să se vadă, să filmez copacii, că loc este. Cred că vor să și lățească drumul pe aici și cred că ideea e tot așa săpat. Ceea ce nu e ideea rea deloc, dacă aia vor. Mă, dacă știți voi mai bine ce planuri sunt cu drumul ăsta, să vă rog să mergeți jos în comentarii, să-mi lăsați un comentariu pe această temă. Da, uite că n-am găsit un loc unde să opresc. Trebuie să mă credeți că era un setup fain în stânga jos, cum ar veni. Deja, dacă știți voi mai bine ce se întâmplă și ce planuri sunt pe drumul ăsta, puteți merge jos în comentarii, să-mi lăsați un comentariu, că sunt și eu curios, să mă știe și alți colegi motocicliști. Și dacă vă uitați bine în dreapta mea acum, cât încerc eu să-mi țin ochii la drum și capul îndreptat înspre deamnă, vedeți de ce Sălajul este țara Silvaniei, țara pădurilor. Eu zic că își merită, nu? Într-adevăr, și eu sunt de Bucovina și noi avem păduri. Noi ne-am oprit din tăiat pădurile ilegal prin anii 2000, așa că s-a repopulat destul de tare cu păduri la noi în zonă. Doar că la noi pădurile sunt de astea, cu pini. Știți? Cum le zice, conifere. Așa. Aici, în schimb, vedeți că sunt păduri de foioase. Fiecare din ele cu frumusețile ei, nu sunt le mai frumoase și altele mai urâte, bineînțeles, nu vreau să transmit asta. Fiecare din zonele astea cu frumusețile ei și tipurile astea de copaci, frumusețile lor. Dar, da, frumos Zalău, frumoasă zona asta, frumos că am prins acum verzite, e minunat. Frumos că a asfaltat până aici. De fapt, da, de ce mă mir? Că doar așa am citit și eu. Terminat de asfaltat drumul între Borșa și Așchileu. Am și din Așchileu și s-a terminat asfaltul. Nu suntem pe asfaltul de. Dar nu-i rău, deci nu mă înțelegeți greșit. Salutare, colegii! Salutare! Nu mă înțelegeți greșit, e ok. Și pe aici numai că trebuie să mergeți cu grijă la șansurile astea care traversează stânga, dreapta, pe toate părțile. Salutare, colegul! Uite-te aici, tati! Ce ruptură în asfalt!
Salutare, colegii! Aici suntem mai departe spre Hida, care va fi următoarea noastră oprire și intersecția cu traseul înapoi spre Cluj-Napoca. Și iată-ne reuniți cu drumul de la Zălău la Cluj-Napoca. Acum am luat în direcția spre casă, mai avem 60 de km, deci vreo oră. Probabil o să oprim pe undeva pe drum, ori la o ciorbă, ori la o plăcintă, ori la vedem noi ce găsim în drum, că începe să mă roadă foamea și sunt convins că și pe Costin îl roade la fel, poate chiar mai tare. Pe aici se circulă așa cum se circulă drumul, nu-i rău, dar traficul nu-i cel mai mișto pe zona asta. Mai ales după ce am petrecut ultimele două ore, ultima oră și jumătate, traversând drumul la mișto de la Borș la până aici la Jibou, dar nu-i nimic, da. Deci și sigur, mergem spre casă, dăm apă, paie și bătaie până o să găsim ceva de mâncare pe drumul nostru. Hai, să merem! Și intersecția la stânga Cluj, la dreapta Zălău și satul mare. Hai, de la 30 de km de Cluj, de Zălău, pardon. Imediat o să trecem și prin Zimbor. Nu m-am dus, trebuia să mă duc. Dormit în papuci. Așa. Și acum am luat-o spre casă. Cu speranța că o să găsim o plăcintă sau o ciorbă pe drum. Să terminăm excursia de astăzi așa cum se cuvine, cu burțile pline. Ce poetic ăsta. Poetic de foame, dacă vă puteți imagina așa ceva. E foarte fain și traseul ăsta de Cluj-Zălău sau Zălău-Cluj, cum venim noi acum. Singura lui problemă e că e destul de aglomerat. Câte o bandă pe sens, două benzi în total. Dar ca traseu, locurile prin care trece, satele astea prin care trece, sunt foarte fain. Pe aici o să fie mișto. Vedeți că acum ne intersectăm cu porțiunea asta de autostradă la care se lucrează acum de la Cluj-Napoca la Zălău și pe aici o să fie chiar fain tare când o să dispară traficul ăsta și o să se uite pe autostradă. Până atunci, bineînțeles că de obicei mai este, dar când o să fie fain. Și după principiul la război, înapoi la plăcinte, înainte, noi o să tragem aici pe dreapta să studiem îndeaproape o plăcintă. Și cu ocazia asta, și în mijlocul drumului, mamă, dar și ce coadă îi! Da, hai să studiem o plăcintă, zic!